nu menajează niciodată pe nimeni, nu iubește niciun președinte, în general ignoră primii miniștri, sportivii sunt tratați de el cu câteva excepții, dacă nu e vorba de sacrificații sportului alb. De Ion Țiriac e la fel de necruțător. E un om de film, talentul lui de profesor mai nou la instituția care se ocupă cu școlirea actorilor și mai ales a regizorilor de film, și faptul că are mereu o capacitate de transfigurare secvențială puternică într-o logică care ține mai mult de construcția unui film decât de o analiză publicistică a unui moment dat. Toate astea îi conferă o aură. O aură, poate uneori sumbră, poate uneori neprietenoasă, dar de om adevărat, de gânditor veritabil, de om care are o anumită compasiune involuntară, în sensul în care creează simpatii uneori adverse față de subiectele pe care le tratează și o solidaritate subtextuală cu cei care îl urmăresc. El are fani și partizani care printre sutele și miile de oameni care abia așteaptă să-i apară un articol ca să intre în logica lui, criticându-l, strigându-și nemulțumirea sau protestul. Și aici este un mare succes al personalității. Bineînțeles că avem de-a face cu o inteligență vie, lucidă și decapantă. Și talentul lui este probabil după Ende Cocea, Mirona după Raschivescu, Tudor Arghezi, în zona jurnalismului literar și al pamfletului sarcastic, fără multe echivalente în peisajul imediat. E întâi de toate un scriitor. Ar fi vrut să fie, poate va ajunge și un mare regizor de film. Până una alta, se ocupă de filmele altora și o face la același nivel de competență ca atunci când scrie presă politică, de exemplu. Este un om convingător și prin felul lui de a fi, chiar dacă nu-l cunoaștem personal, atunci când îl vedem la televiziune sau îl citim, ne dăm seama că este un om sceptic, un raționalist, un om mai degrabă tăcut, poate chiar taciturn, un om care nu socializează ușor, un om atent mai mult la volutele gândirii lui despre fenomene decât la scrupulele de menajare sau de intermediere pe care alți jurnaliști, cum aș fi eu, de exemplu, le practică cu prisosință. Există un stil al jurnalismului de tip mediator care încearcă să acomodeze contrariile, să taie colțurile și să facă subiectele digestibile, poate chiar digerându-le el primul, într-o oarecare măsură. Cristian Tudor Popescu nu este acesta. El ia subiectul și îl transformă într-o realitate colțuroasă, agresivă, ostilă, extraterestră uneori. Are o perspectivare și o contextualizare care țin mai mult de competența lui în materie de science fiction, deși este unul dintre cei mai ancorați jurnaliști la subiectele zilei, scriind de 20 de ani, aproape în fiecare zi, în prima pagină a unor mari ziare. Cartea de față se numește, cuvinte rare, Poeziar. E ca și cum ar recunoaște că tot ce face în afara acestei cărți este, de fapt, sau ține de bestiar. Poeziarul este bestiarul amețit, aruncat într-o baie de poezie care călește, care jupoaie. E, în primul rând, o formă de a scrie poetic despre subiecte care îl atrag în mod vădit mai mult decât tripulațiile oamenilor politici sau evoluțiile vieții politice.